către platforma X Station. Ei bine, la prima vedere pot spune că această platformă seamănă foarte tare cu MetaTrader-ul, așadar cei care sunt obișnuiți pe MT4 cu siguranță se vor simți confortabil și cu XStation. Aceasta este o platformă online pe care o puteți folosi tranzacționând prin intermediul XTB. Haideți să vă arăt câteva caracteristici ale acestei platforme, asemănări cu MT4, dar și noutăți. Avem în partea stângă acel Market Watch, lista cu instrumente, care de data aceasta este customizabilă, mult, mult mai ușor decât în MT4. În primul rând avem mai multe taburi, Forex, mărfuri, indici, acțiuni pe CFD și ETF-uri, dar avem și un tab default. Aici sunt cele mai tranzacționate, aș putea spune, instrumente din momentul curent. Totuși se mai poate face ceva, se poate adăuga un alt tab sau alte taburi cu instrumentele favorite. Luăm exemplu, lăsăm numele Favorites și putem adăuga în funcție de domeniu, în funcție de piața pe care ne interesează să o tranzacționăm, mai multe instrumente în lista noastră, după care dăm OK și vom avea o listă nouă. Aici putem customiza, putem adăuga sau elimina dintre aceste instrumente pe care le-am pus deja, și anume cupru și un ETF. Mai departe, în partea dreaptă avem graficele. Ele sunt în număr de 4. Este maximul de grafice pe care îl putem pune pe această platformă XStation. Totuși mai putem scoate din ele, putem închide unul dintre grafice, să rămână 3 sau chiar le putem închide pe toate. Foarte ușor, cu drag and drop, îl putem aduce înapoi și îl putem pune în colțul acesta. Putem să-l maximizăm, să vedem exact evoluția sa. Putem să adăugăm linia de ASC pe lângă cea de bid. Putem să scoatem linia de bid și să lăsăm doar linia de ASC. Putem să dăm și să activăm auto-scroll-ul, cel pe care îl avem și în MetaTrader 4. Putem să activăm și opțiunea Shift. Observați că avem rămas liber în partea dreaptă. Dezactivând opțiunea Shift, ne va duce lumânarea chiar aproape de cotații. Putem alege tipul de grafic, linie, candlestick, lumânări japoneze, open, high, low, close. Acesta este graficul de tip bară. Și high, low, close este un alt tip de grafic bară care nu ia în considerare nivelul de deschidere. Să lăsăm graficul de tip lumânări japoneze. Mai departe avem time frame-ul. El poate fi setat de la M1 până la o lună, de la 1 minut până la o lună, la fel ca și pe MT4 și alte platforme de tranzacționare. Pe lângă acestea, celelalte două mută graficul în stânga și în dreapta, iar ultimele două butoane sunt de zoom in și zoom out. Zoom out în stânga, zoom in în dreapta. Pe lângă faptul că putem schimba atât tipul de grafic, time frame-ul, sau putem da zoom și zoom out și zoom in, putem să customizăm și acest grafic. Personalize charts view, vom putea schimba culorile în modul în care noi le folosim pe MT4 sau alte culori care sunt mult mai confortabile ochiului, să spun așa. De asemenea, putem scoate acest grid și îl putem pune la loc sau putem lăsa doar anumite linii. O să lăsăm gridul. Pe lângă faptul că îl putem customiza ca și culori, ca și grid, fără grid, putem să adăugăm și câțiva indicatori tehnici foarte, foarte rapid. Această platformă a fost concepută mai mult pentru a tranzacționa decât pentru analiză tehnică, dar alături de platforma XStation mai avem și ChartStation, despre care o să vorbim în același tutorial. Acea platformă, ChartStation, este o platformă de analiză mai mult. Indicatorii pe care noi putem seta pe aceste grafice din XStation sunt indicatorii de trend, Simple Moving Average, Exponential, Smoothed, Linear Weighted, dar și Bollinger Band și Parabolic SAR ca și indicatori de
trend, ca indicatori oscilatori avem MACD stochastic și RSI, dar putem trasa și linii, trend lines, horizontal lines și vertical lines, putem adăuga și text. Pentru cei care nu sunt pretențioși și folosesc foarte puțini indicatori, atunci se pot folosi pe aceste grafice fără a fi nevoit să se deschidă și chart station-ul. Ok, cam atât putem spune despre aceste grafice, pe lângă faptul că îl putem mări pe toată fereastra, îl putem da înapoi sau îl putem maximiza pe tot ecranul. Zoom in, zoom out se poate face și din scroll și se pot adăuga, după cum am spus, diferite instrumente de analiză tehnică. Dacă vrem să revenim, un dublu click pe această bară de sus, apoi dublu click pe următoarea și vom reveni la forma inițială. Mai departe avem click and trade. Ei bine, aceasta este o noutate pentru platforma Xstation față de MetaTrader. Putem adăuga până la 12 instrumente pe care noi le tranzacționăm cel mai des și printr-un simplu click putem tranzacționa. Nu este nevoie de foarte multe setări, putem seta chiar de aici volumul, putem observa și spread-ul și putem dezactiva dacă dorim acea notificare de aprobare a tranzacției, în sensul în care în momentul în care vom da click se va activa automat fără a ne cere permisiunea ulterior. Am spus că maximul de instrumente în această fereastră pentru momentul acesta este de 12 instrumente. Mai departe avem și fereastra terminal, cum mi se spune în MetaTrader, este fereastra de ordine. Ce este diferit la această fereastră? Putem spune că este împărțită ceva mai bine. Avem pozițiile deschise, deci în momentul în care vom face o tranzacție și vom face și noi o tranzacție pentru a vedea cum se face, vom avea ordinul în această fereastră. La următorul tab, Pending Orders, aici vor fi ordinele în așteptare. Astfel nu vor mai fi în aceeași fereastră și nu ne vor mai încurca. Dar și istoricul, în funcție de dată, putem scoate un raport sau putem să vedem doar cele din ultima lună, ultima săptămână și așa mai departe. În dreapta observăm că avem și o nouă fereastră, o fereastră de știri. Aici veți primi știrile din partea XTB, luate în general din Dow Jones. Pe lângă acest tab de știri mai avem și Inbox, veți primi mail-uri din partea XTB, dar și tabul calendar. Acest tab calendar veți observa că este foarte folositor în momentul în care urmărim indicatorii macroeconomici care se publică pe diferite site-uri, cum ar fi Forex Factory sau chiar calendarul economic postat pe www.xtb.ro. Putem de asemenea să setăm data pentru care noi vrem să vizionăm acești indicatori. Asta înseamnă că este foarte ușor customizabil și putem să urmărim mult, mult mai bine aceste informații. Mai departe, ce aș putea să vă mai spun legat de platforma Xstation este că în stânga sus avem un nou buton Settings. Aici putem să customizăm limba, câteva detalii legate de layout-uri, fontul, poate să putem să-l facem mai mare și, de asemenea, câteva detalii de cont. Aici avem detaliile de cont, câteva setări ale contului, putem să schimbăm volumul pe care îl dorim în tranzacționarea direct din fereastră și cu ordine pending. Putem să dezactivăm confirmările de tranzacție și putem să dezactivăm sunetele în cazul în care ele ne deranjează. Ok, și putem de altfel să schimbăm și parola. În momentul în care ne logăm pentru prima dată în Xstation, ne va apărea această fereastră cu opțiunea de a schimba vechea parolă. Dacă nu dorim să o schimbăm la momentul respectiv, putem să o facem ulterior exact din Settings și Change Password. Settings.
dacă am făcut setări, ele vor fi salvate, de fapt noi setări, ele vor fi salvate pe serverul XTB, astfel că de oriunde vă veți loga pe platforma XStation cu datele dumneavoastră de cont, fie demo, fie real, veți avea acelea setări salvate și importate din serverul XTB din Polonia. Dacă totuși am făcut diferite setări, putem să le schimbăm la momentul inițial, făcând click pe butonul default. Haideți să continuăm prin a face o tranzacție, să vedem cum putem realiza acest lucru. Mergem înapoi la tabul default, avem această listă cu instrumente, haideți să încercăm să facem o tranzacție pe EURUSD. Dacă vom da dublu click direct pe acest instrument, ne va apărea o fereastră în care avem simbol, acesta este simbolul nostru. Ce este plăcut la această fereastră este că în momentul în care atingem scrollul de la mouse, nu ni se va mai schimba instrumentul, lucru care era posibil în MetaTrader 4. Putem seta volumul, care poate fi setat din tastatură sau care poate fi modificat din aceste săgeți. Haideți să spunem că vom tranzacționa un volum de 0,1. Putem seta și niveluri de stop loss și take profit direct din fereastra de ordin. Putem adăuga un comentariu sau putem alege dacă acest ordin să fie instant sau să fie în așteptare. Pentru moment vom face o tranzacție instant. Avem marja blocată, este o noutate pentru platforma XStation. Ea ne spune exact cât va fi blocat în marjă ca și bani din contul nostru, din balanța noastră pentru această tranzacție. Ei bine, având un cont de RON, vom avea blocați 451,61 de RON. Avem prețul de bid, prețul de ask și noi nu trebuie decât să alegem în ce direcție vom face tranzacția, dar să nu uităm că dacă există volatilitate ridicată în piață, putem adăuga și acest slippage. Pentru moment nu cred că ar fi cazul, așadar haideți să deschidem o tranzacție, să încercăm o cumpărare. Ok, și avem în fereastra terminal tranzacția noastră. Un alt lucru care mi se pare interesant la această platformă XStation este faptul că dacă vom mai tranzacționa o dată euro-dolar, vom mai deschide o tranzacție pe acest instrument. Haideți să închidem, de exemplu, Apple și să deschidem euro-dolar. Putem face asta luând instrumentul din lista cu instrumente, drag and drop în fereastra cu grafice. Îl vom mări și vom urmări un pic ce se întâmplă cu EURUSD. Suntem pe un interval M1, îl putem lăsa așa. Ei bine, haideți să mai încercăm o tranzacție. De data aceasta o să facem o tranzacție de tip vânzare, așadar în direcția opusă. EURUSD, vom încerca de data aceasta să facem o tranzacție din click and trade. Vom folosi un același volum, 0,1. Și am spus că vom face o vânzare. Prima dată trebuie să citim cu atenție toate aceste detalii. Am făcut tranzacția noastră acum și observăm că ea s-a adăugat sub cea dinainte. Avem o tranzacție de tip buy, după care o tranzacție de tip sell. Spuneam că ceva este interesant la acest XStation, și anume că el va sorta ordinele dumneavoastră, mai ales dacă sunt pe același instrument. În sensul că puteți să dați click pe această săgețică din stânga și să vedeți cele două ordine, sau puteți să o țineți închisă și o să vedeți un total al tranzacțiilor. Asta înseamnă că pierderea de pe prima tranzacție va fi adăugată, se va adăuga la câștigul celei de-a doua și vom avea un total. Ei bine, așa se va întâmpla dacă vom deschide tranzacții pe mai multe instrumente financiare, vom avea mai multe astfel de fișiere, de folii.
foldere, dacă doriți să le comparăm în felul acesta. Dacă totuși dorim să închidem tranzacțiile, atunci nu este nevoie decât să apăsăm pe acest butonaș X și putem observa o căsuță care ne indică, ne întreabă dacă vrem să închidem un anumit volum din tranzacția noastră. Dacă am fi avut un volum de un lot, puteam să alegem să închidem 0,5 sau chiar 0,1, dar noi avem 0,1, așa că o să închidem volumul maxim și am rămas cu o tranzacție de vânzare care pare să meargă în direcția corespunzătoare. Dacă vrem să închidem și această tranzacție, putem apăsa din nou pe X sau putem adăuga stop loss și take profit din cele două butoane add. De asemenea, un alt feature al acestei platforme ar fi faptul că dacă mergem pe grafic, dar înainte selectăm tranzacția noastră, ne vor apărea două limite. Și anume, noi vom putea seta nivelul de stop loss și nivelul de take profit direct de pe grafic, fără să fim nevoiți să introducem valorile, făcând click pe aceste butoane. Efectiv, vom desena pe grafic și vom muta prin drag and drop cele două niveluri, de stop loss și de take profit. Dacă dăm click pe grafic, ne va dispărea. Înapoi click pe tranzacția noastră, vom observa care este nivelul de vânzare, care este nivelul de stop loss și care este nivelul de take profit. Dacă vrem să ne delogăm de pe platforma XStation, este de ajuns să facem un click pe butonul Exit și vom ieși din această platformă. Ei bine, după cum puteți observa, ea este concepută în așa fel ca tranzacțiile să fie foarte ușor realizabile și de asemenea să ajute traderul, să ajută persoana care folosește această platformă să se descurce foarte, foarte ușor și rapid printre toate opțiunile ei. Interesul este să creăm o platformă care vă ajută și nu care vă încurcă. Cei care folosesc analiza tehnică și doresc mai multe instrumente de analiză decât cele care sunt întâlnite pe această platformă XStation, pot folosi platforma ChartStation. Această platformă este dedicată instrumentelor de analiză tehnice, precum oscilatorilor, instrumentelor Fibonacci și așa mai departe. Deci, dacă vom face un click pe ChartStation, ne va deschide această platformă de tranzacționare și mai mult de analiză, care poate fi folosită separat. În această fereastră nu putem tranzacționa, putem doar analiza din foarte multe puncte de vedere, folosind o gamă ceva mai variată de instrumente de analiză tehnică. Ei bine, pe lângă faptul că putem customiza acest workspace, cum este numit de către platforma ChartStation, putem să redenumim workspace-ul nostru, să spunem că aici avem doar prima dată va trebui să-l salvăm, o să-l salvăm cu numele Forex și putem lăsa în acest workspace doar instrumentele care fac parte din piața Forex și putem de asemenea adăuga noi workspace-uri cu diferite nume, să spunem indici bursieri. Ei bine, aici putem adăuga noi instrumente din gama indicilor bursieri, instruments, more instruments și putem merge la indices. Observați că ei sunt grupați pe zone, pe țări. Să spunem din America vom adăuga US30-ul, Dow Jones-ul. Această platformă este la fel customizabilă ca și XStation-ul. Putem da properties și să schimbăm culori, putem lăsa sau șterge gridul, putem să setăm un time zone pentru orele pe care noi le folosim, mai ales dacă utilizăm grafice
haideți să discutăm celelalte taburi. Chart type, putem să selectăm dintr-o gamă ceva mai mare de tipuri de grafice. Observăm că avem și de tip punct și de tip forest. Dacă vom da zoom, vom observa că prețul a oscilat pe acest grafic în felul acesta și avem ceva asemănător cu un MACD, sau putem să lăsăm efectiv un grafic clasic de tip lumânare japoneză. El este foarte ușor manevrabil, putem să-l mișcăm în stânga și în dreapta, putem da zoom in și zoom out chiar din scroll. Mai departe, timescale, avem aceleași intervale de timp folosite și în XStation și în MetaTrader. La view avem câteva proprietăți, putem de asemenea să selectăm și o scară logaritmică pentru graficele noastre. La edit putem să adăugăm comentarii, putem să lăsăm câteva lucruri care să ne aducă aminte ulterior de ce am făcut o tranzacție sau putem efectiv să notăm orice pe acest grafic. Noi nu o să notăm nimic deocamdată. Table lines. Aici vom găsi liniile de trend, liniile de suport, rezistență, dar și instrumente de tip Fibonacci, Fibonacci retracement, Fibonacci fence, extension, arcs sau time zone, dar și Andrews pitchfork. Mai departe, cu siguranță vă va interesa și această secțiune studies, pentru că dacă vom da click aici, ni se va deschide o fereastră cu majoritatea indicatorilor disponibili pe platforma ChartStation, indicatorilor de analiză tehnică, aș putea spune. De aici putem selecta oricare dintre acești indicatori și îi putem customiza în partea din dreapta, după care îi putem adăuga pe graficul nostru. Haideți să facem și noi un asemenea lucru. Să spunem că adăugăm un RSI, lăsăm 14 perioade, schimbăm de exemplu culoarea în albastru și apoi îl vom adăuga graficului nostru. Îl vom găsi în partea inferioară a graficului. Dacă vom da dublu click pe acest indicator, ni se va deschide fereastra în care noi putem schimba setările. Dacă dorim să ștergem acest indicator, click dreapta, delete, properties dacă dorim să schimbăm. Sau informații, vom găsi informațiile respective date de indicator. Aceleași lucruri le putem întâlni și ceva mai jos. Dacă vom urmări aceste butoane, avem tipuri de grafice, avem timeframe-uri, dar mai departe vom găsi și liniile de trend. Dacă dorim să copiem o linie, dacă dorim să ștergem o linie sau să ștergem toate notițele făcute sau liniile trasate pe grafic, dar de asemenea putem da și zoom in, zoom out și putem printa sau putem salva graficul nostru. E bine, puteți observa că și această platformă este foarte ușor de utilizat, la fel ca și platforma XStation, și vă pune la dispoziție un număr ceva mai mare de instrumente de analiză tehnică pe care le puteți utiliza cu cea mai mare ușurință. Acesta a fost tutorialul